Bună ziua! Vă propun să începem ședința noastră de Consiliu Județean, Consiliu Local Dofteana, Consiliu Local Pointuz, o ședință reunită într-o zi de mare sărbătoare cu mare încărcătură spirituală, astăzi de Sfântul Apostol Andrei, cel care a creștinat poporul român, protectorul României. Stimați colegi, pentru operativitate, am să cer prezența. La Consiliul Județean sunt 33 prezente, ce este statutar. La Consiliul Local... Deci la Consiliul Local Dofteana este statutar, la Consiliul Local Pointuz este statutar. Avem un punct, deci mai precis punctul 2 la ordine de zi este un punct comun. Punctul 1 este aprobarea procesului verbal de la ședințele anterioare. Ținând cont de ordinea de zi, mai precis de punctul 2, la această întâlnire reunită am invitat alături de noi domnul Dragoș Benea, domnul europarlamentar Dragoș Benea, domnul deputat Lucian Șova, doamna Teodora Șorcan, doamna deputat Teodora Șorcan, domnul prefect. Unde sunteți, domnul prefect? Domnul prefect Valentin Ivarcea. De asemenea, în sală sunt directorii și directorii executivi, aparatului de specialitate a Consiliului Județean și aparatul de specialitate a celor două consilii locale și reprezentanții mass-media. Așadar, ținând cont de ordinea de zi pe care dumneavoastră ați primit-o fiecare de noi, acum mă adresez de Consiliul Județean, aș vrea să aprobăm, stimați colegi din Consiliul Județean, ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Am să rog acum... Aprobăm ordinea de zi și după aceea ordinea de zi la Dofteana. Deci aprobat ordinea de zi la Consiliul Local de Dofteana, ordinea de zi. Votat ordinea de zi și a Pointuz. Mulțumesc! Am să dau cuvântul doamnei secretar al județului pentru a citi procesul verbal, a face o sinteză și a putea să pună spre aprobare. Potrivit prevederilor articolului 182 alineatul 4, corelat cu articolul 138 alineatul 15 din ordonanța de urgență a Guvernului Republicii Moldova, la începutul fiecărei ședințe, secretarul județului este aprobat în procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare în procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 22 noiembrie 2019. Doamna secretar, dacă sunt observații la procesul verbal, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Consiliul Județean. Mulțumesc. Aprobat. Da. Doamna secretar. Doamna secretar, cu prevederile articolului 38, alineatul 15, la microfon. Guvernul 57/2019, prin votul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare din 25 noiembrie 2019. Obiecții? Deci, este aprobat cu numărul de 16 consilieri, da? Mulțumesc. La
conformitate cu dispoziția articolului 137 alineatul 5 din codul administrativ, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare de 27 noiembrie. Dacă sunt obiecțiuni, dacă nu supunem la vot, toată domnitatea. Mulțumesc că deci au fost aprobate procesele vreodată la ședințele anterioare. Eu cred că ar fi ca punctul 2, punctul cel care ne-a, de la ordinea de zi care ne-a reunit astăzi, în această zi de sărbătoare, este vorba de un proiect de hotărâre inițiat de... legat de ordinea de zi. Ce v-am aprobat? Vreau să spun ceva cu mine. Vă rog, vreau să spun ceva cu mine. Vă rog, vă rog. Da, îmi pare rău că astăzi este o zi deosebită. Și am ajuns, cel puțin în Consiliul Liberal, în zile județene liberale, la o ședință, bănuiesc un raport de activitate al domnului Dragoș Benea și bănesc al PSD-ului. Dacă trebuie și eu sărbătoare, de ce n-ați invitat și deputați senatori PNL, deputați senatori ALDE? Ca să fim cu toții sărbătorim. Așa sărbătorim numai PSD-ul, nu mi se pare normal, domnul președinte. Deci noi astăzi aici vreau să vă spun că am fost duși în eroare, am împățeam, da? Sigur o să ascult pe Dragoș Benea, făcându-și raportul de activitate, ceea ce a făcut el. Raportul de activitate al domnului Dragoș Benea a trebuit făcut doar în mijlocul PSD-ului și nu ne față cu toți. Suntem într-o ședință reunită cu Consiliul de Țeamă. Dar era normal, domnul președinte, să vină și deputații și senatorii. Mâine este de asta. Vă rog. Dar mulțumesc. Nu, mă rog, asta. Asta înțeles. Probabil o să înțeles, nu? Nu am înțeles. O să înțeles? Nu. Hei, o să înțeles. Mulțumesc. Domnule Ghita, ce vreau să spuneți? Că nu am înțeles. Astăzi și ședința reunită cu asta. Mâine sărbătorim 1 decembrie, mâine suntem cu toții la depunere la toate evenimentele care sunt organizate. Apoi ședință, se poate? Nu, aici este ședință. Aici e ședință, aici trebuie să vină și deputaților, și senatorilor, și alte la fel. De ce nu vă schemați cu Andrei? Eu de-aia m-am spus. Poate să-și dea raport de activitate? Și eu ne-am luat. Nu este vorba de ceva cu realitatea. V-ați uitat cum ordinea de zi? Domnule Ghita, când terminați, anunțați-ne pe roșu, să intervim cu răspunsul minunului. Când terminați, anunțați-ne. Când terminați de fapt? Când terminați de vorbit? Că primul punct am terminat. O să mai iau punct mai târziu. A devenit în rest. Acum, dacă le tot ne-a convenit numele domnului Ghita, trebuie să intervim, deși nu propuseți de la început, dar în fine. Prezența mea astăzi la Bosteana, dragi invitați, stimați consilieri locali, județeni, parlamentari, indiferent de culoarea politică, este generată de proiectul de pe numărul 2 de la ordine de zi, și anume o inițiativă care aparține consilierilor județeni PSD, unor parlamentari PSD, și când o să aveți o inițiativă, n-aveți decât să o prezentați în plenul Consiliului Județean, nu încercați să ne spuneți despre un proiect pe care noi l-am anunțat. Bine că există Facebook, bine că există mass media, l-am anunțat încă din 20 septembrie și l-am anunțat chiar și în 9 octombrie, dar asta este. Dacă sunteți atenți la noi în zone de unde pierdeți timp, asta este. Nu vreau să intru în dialog cu dumneavoastră, lăsați-mă să termin. E proiect PSD, să ne dăm ca poziție de țară. Asta nu înțeles. Dacă e proiect PSD, ne ascultăm. Aveți capacitatea să mă ascultați sau nu? Chiar nu mă întreb. Asta.
Ăsta vă este nivelul, mergeți în regulă. Inițiativa asumată politic, că noi suntem învățați să ne asumăm și bune și rele, se numește, sau se va numi, România puternică. Și este al doilea episod după România viitoare, care nu ne aparține nouă mediului politic. Și ar trebui să lăsați puțin capul în jos, pentru că mediul politic și dumneavoastră și noi, toate partidele, în 30 de ani, n-am fost capabili să construim un monument de efort public în memoria jertfei ostașilor români pieriți în județul Bacău în primul război mondial. Mecenatul companiei de deman și dedicarea ONG-ului Unlimited Connections pe construirea monumentului de efort public cu care Bacăul se mândrește, și anume România viitoare, este exemplul, pilda din care ne-am inspirat și nu ne este rușine să o spunem, pentru a propune astăzi și Consiliul Local Vituz, și Consiliul Local Ufteana, și Consiliul Județean, inițierea unui parteneriat care să se întindă pe următorii 2, 3, 4, 5, 6 ani, astfel încât în această zonă a județului, care a fost destul de frământată în această perioadă, pe discuțiile legate de patriotism, să se poate ridica un complex monumental compus din un monument la Vituz, un alt monument la Dofteana și un muzeu al războiului tot la Dofteana. De ce aveam nevoie de dedicarea și experiența celor de la Unlimited Connections? E simplu, pentru că au demonstrat că se poate, fără fonduri publice, ci doar cu dedicare, pasiune și elocință. În această zonă, din mai și până astăzi, până mâine, când doriți, pe subiectul jertfei eroilor, pe subiectul patriotismului, s-a vorbit foarte mult. Nu știu dacă s-a vorbit foarte bine sau dacă asta a ajutat la coeziunea națională. S-a vorbit în pregătire în campanie electorale. Atenție, noi lansăm acest proiect după finalizarea campaniei electorale, deși nu am gândit din toamna acestui an. S-au terminat campanie electorale ca să nu ne mai aruncați treaba asta în față că domnule, avem în campanie. Nu, alții în campanie electorală au avut discursuri patriotice. Am ieșit din campania electorală și propunem ceva, un proiect. Avem un obiectiv. Propunem ceva. Nu stăm și criticăm și ne imaginăm că vine cineva și își prezintă raportul. Raportul pe care nu Dragoș Benea, ci organizația PSD Bacău, care a fost împuternicită de electorat în 2016 să conducă acest județ, va fi parinul. Și va fi unul destul de convingător pentru cetățenii municipiului județului Bacău și sigur că dumneavoastră sunteți liberi să vă faceți ce rapoarte doriți. Nu am inițiat acest demers în timpul campaniei electorale. Subliniez încă o dată și asta trebuie să contribuie la legitimitatea demersului pe care noi îl asumăm pe față. Nu avem secrete, nu avem nimic de ascuns. Și ca o surpriză pentru dumneavoastră, aș vrea să vă propun o altă abordare decât cea care s-a practicat în ultimele 4-5 luni din această zonă, și anume, pe de-o parte, construirea acestui complex în următorii ani, din surse de la guvern, din surse de la Consiliul Județean, de la Consiliul Local, din surse private, de ce nu, da? Cu o arhitectură adaptată vremurilor, un muzeu al războiului cu toată lumea care a fost afară a văzut și care să aibă capacitatea de a interacționa cu noile generații. Dar ce vreau să subliniez, ar fi bine ca asemenea porniri patriotice pe care le avem sau le au unii în campanie electorale, să le purtăm cu totul și cu totul alte, cu alte instrumente. Și anume cu instrumentele permise de lege, instrumentele administrative permise de lege. Și ca să fiu foarte explicit și foarte pe înțelesul tuturor,
modelul ministrului afacerilor externe, actualul ministru al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care în urma unui proces îndelungat la Haga a recuperat platforma continentală de Marea Neagră la teritoriul României, este exemplul pe care trebuie să-l urmăm. Consilier județean, consilier local, primar, prefect, președinte, consilier județean, astfel încât în toate aceste dispute care apar între noi și cei din dincolo de munți, totuși să mai avem și câștigi de cauză. Că dacă nu vom avea câștigi de cauză și pe hârtie, vor rămâne doar cu acele meeting-uri și vom încălzi fel de fel de sentimente mai mult sau mai puțin firești. Astea sunt coordonatele în care noi vă propunem să abordăm ceea ce s-a abordat în ultimele 6 luni în această zonă. Pe de o parte, construim din surse private și surse publice un complex monumental care noi propunem să se numească România Puternică. Dacă aveți propuneri, credeți-mă că n-am nicio problemă să se schimbe. Nu avem pretenția că schimbăm în cursul istoriei, stabilim noi și luăm decizii finale. Dacă există un nume mai bun decât România Puternică pentru acest complex, vă rog să-l propuneți și e foarte bine. Iar strategia prin care încercăm să montăm, să amplasăm lucruri, să modernizăm cimitire, să fie cu pârghile administrative prevăzute de lege, astfel încât să avem și sorți de izbând. Atât am avut momentan de spus. Surpriză sau nu, celor care s-au așteptat să-mi prezinte un raport de activitate, nu e cazul să-mi prezinte un raport de activitate. Raportul de activitate va fi la finalul lunii decembrie, iar formatul, dați-ne voie, suntem la legea. Noi astăzi am venit să vă spunem că punem piatra de temelie la un proiect pe care sper să vedem cu toții în viața aceasta, indiferent cine va conduce Consiliul Județean, indiferent cine va conduce Primăria de Județ, indiferent cine va conduce Prefectura, dar totuși să vedem în această viață realizată. O fi bine, o fi rău, rămâne de văzut. Eu aștept opinia oricărui consilier local sau județean de la orice partid de acest proiect pe care e adevărat Partidul Social Democrat îl propune. Niciodată, mă știți foarte bine, nu am fugit de asumarea. Care e problema că un partid politic își asumă o abordare și o strategie pe această zonă. Vă mulțumesc mult! Dar ONG-ul e în față, deci nu a prezentat el... Mulțumim, președinte. Vreau să mai fac câteva mențiuni din expunerea de motive. Așadar, acest proiect de hotărâre inițial de președintele Consiliului Județean, împreună cu consilierii județeni PSD, împreună cu domnul primar, de la Dofteana și consiliere, echipa de consiliere de la Dofteana, împreună cu echipa primarul de la Oituz și echipa de consiliere de la Oituz, la care s-a alăturat acestui sprijin și propunere venită prin adresă oficială din partea prefectului județului Bacău, propunere în urma adresei primite de la asociație, asociația cu către prefectură, prefectul a avut această propunere pe care am inițiat. Și așa cum a prezentat aici domnul Benea, s-a alăturat aceste inițiative, toți cei menționați și prezenți aici, parlamentarii și europarlamentarul de Bacău, domnul Dragoș Benea. Deci vorba de asociere de principiu între județul Bacău, Comuna Dofteana, Comuna Oituz și asociația recomandată Unlimited Connection în vederea realizării unui complex monumental dedicat războiului de întregire a României, numit Proprecea România Puternică, este de fapt o exprimare a intenției noastre de a face o reparație morală în memoria și recunoștința eroilor noștri din primul război mondial. Așadar, ne dorim să reconstituim simbolic harta corectă a axei de apărare a României, Oituz, Mărășești, Mărăști, care a făcut posibilă acum 100 și ceva de ani un mare unire. Primul război mondial are o semnificație deosebită pentru noi toți, iar Bacău a jucat un rol esențial în cele mai grele momente. Bacăul a fost capitala rezistenței românești, aici au fost stabilite comandamentele Armatei de Nord, condusă de generalul Constantin Presan, al Armatei a doua, condusă de generalul Alexandru Averescu.
Pe linia Carpaților de județul Bacău au murit aproximativ 80.000 de ostași. Deși există 14 cimitire care sunt îngropați militari căzuți în luptele din anii 1916-1919 și numeroase monumente dedicate acestor eroi, considerăm că județul Bacău încă nu dispune de o realizare monumentală reprezentativă, ale cărei dimensiuni, conținut, mesaj să corespundă și să evidențeze importanța majoră a frontului de la Oituz. Pentru că atunci, pe văile Oituzului, Cașului, Troșului, Trotușului, citez, s-au dat cele mai lungi și crâncene rupte care au precedat ziua cea mare a păcii mondiale, pe urma cărei au realizat unirea pe veci a tuturor provinciilor românești, realizând idealul pentru care ne-au răposat și moșii și părinții. Grigore Grigorovici, Bacăul din trecut și de azi, culegeri monografice. Am închis citata. La Oituz s-au purtat trei mari bătălii, 11-27 octombrie 2016, 10-15 noiembrie 2016, 8 august 11 septembrie 1917, ceea ce a transformat zona într-un veritabil ax al sistemului defensiv român, fără de care nu s-ar mai fi întâmplat Mărăștii, Mărășeștii, Chișinău, Cernăuții și Alba Iulia. Tocmai de aceea, propunerea este de a identifica soluții de amplasare a complexului monumental dedicat războiului de întregire a României. Astăzi propunerea este România puternică și alte propuneri. Așteptăm în cea mai potrivită locație de pe linia frontului, care s-a întins de la Palanca, unde este mormântat Emilio Rebreanu, fratele lui Liviu Rebreanu, executat de austro-ungari în 14 mai 1917, pentru că a vrut să se alăture armatei române, Dărmănești, Cremenea, de pe Valea Uzului, prin Dofteana, Cireșoaia, Slănic, Moldova, Târgovna, Coșna, Bogdănești, Oituz, Ferăstrău, Oituz, Mănăstirea Cașa. Luând în considerare, de asemenea, expertiza Asociației Anumite Conexe, care în perioada octombrie 2018-septembrie 2019 a realizat și a plasat în Parcul Unirii din Bacău monumentul de for public, unic după 30 de ani în Bacău și în regiune, România viitoare. Credem că această asociație poate asigura know-how-ul necesar proiectului pentru realizarea complexului monumental. Așadar, e vorba de a vă supune astăzi la vot ca județul Bacău se angajează în asociere cu cele două consilii locale, Dofteana și Oituz, vor colabora în vederea identificării și punerii la dispoziție cele două consilii locale terenuri și să identificăm cele mai bune soluții, să venim cu proiect viabil. Deci, practic, noi astăzi nu angajăm o sumă care strigă, ci această expresie, această intenție de a face această reparație morală. Urmând ca după aceea să identificăm. Așadar, sursele de finanțare nu rămân doar Consiliul Județean finanțează, ci și surse atrase, fie guvernamentale, fie fonduri europene, sau din societatea civilă, agenții economici și așa mai departe. Dacă aș vrea să-i dau cuvântul domnului prefect, pentru că a avut această inițiativă și după aceea domnul Humulescu. Vă rog, domnule. Vă mulțumesc, domnul președinte, domnule europarlamentar, domnule președinte, domnule primar, domnule consilier județean. Vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi aici, alături de dumneavoastră. Într-o zi sfântă, într-o zi în care România sărbătorește creștinarea și cred că, fără îndoială, locația aleasă, locul care a fost ales, locul care a fost ales pentru a se construi această operă comemorativă, acest complex de operă comemorativă este potrivit prin faptul că Valea Muntelui a reprezentat ultima rezistență a poporului român. Mâine sărbătorim 1 decembrie, sărbătorim o Românie mare, o Românie unită,
Cred că orice se construiește în această țară este durabilă dacă este construită pe bază de respectarea legii. O națiune puternică este o națiune care își respectă propriile legi. O Românie puternică este o Românie care își respectă patrioții, îi comemorează într-un mod în care să nu fie contestat. A fi patriot înseamnă, în primul rând, să respecti legea. Eu salut inițiativa de a Unlimited Connection și preluată de președintele Consiliului Județean, consilierii PSD, pentru faptul că au demarat acest proiect, au pun piatra de temelie astăzi și consider că este un moment în care nu ar trebui să avem dispute, ci ar trebui să avem un moment de unire. Să fie o piatră de temelie care să arate că poporul român este unit. Vă mulțumesc și vă doresc să votați în cel de cel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule prefect. Domnul Humulescu vrea și după aceea domnul Teacă. Inițial nu doream să am intenția asta, dar fiindcă eroarea a fost cea pe care vedem, doresc ca în numele Consiliilor Penale să precizăm de la început că apreciem proiectul și îl vom vota. Și ne bucurăm că în acest interval de timp când aniversăm centenarul, iată, reușim împreună să promovăm proiecte importante și să realizăm obiective dedicate centenarului aproape de toate localitățile din județul Bacău. Cred că nu trebuie să uităm și pentru opinia publică să menținem în actualitate că în această perioadă a mandatului nostru, care se suprapune, vedem o mare majoritate peste pe intervalul când aniversăm centenarul, iată, reușim să realizăm lucruri deosebite. Nu vreau să fac acum un inventar, dar aș face totuși o afirmație și aș spune că și amenajarea solei dedicate eroilor căzuți tot în această zonă, dar înmormântați la cimitirul internațional de Valea Uzului, se înscrie tot ca o realizare. Iar aceste realizări, cred că este bine să fie asumate de noi toți, că sunt, până la urmă, realizări comune. Dată fiind că s-a dat această extensie și participare, și noi credem că o facem o nebun neapărat. Dar cred că era bine să se facă, să fie fost și participare din partea parlamentarilor de la Partidul ALDE. Până la urmă să realizăm comune, să realizăm pe care ne mândrim, să realizăm pe care ne asumăm și încă pe am putut în această sală. Și cred că participarea era mai reușită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Comunescu. Dragi consilieri județeni, primar, consilieri locali, invitați. În primul rând vreau să urez la mulți ani de tuturor celor care poartă numele de Andrei și Andreea. E zi de sărbătoare importantă pentru poporul nostru. Cineva spune aici că ar trebui să ne stăm cu capetele plecate pentru că n-a fost în stare să avem inițiative pe măsura momentelor pe care le trăim, a perioadei pe care le trăim. Centenarul,
Marii Uniri a Marii Dezboi din Vecinea Neamă. Noi, liberalii, nu putem sta cu capul plecat din acest motiv. Pentru că în 16 februarie 2018, la ședința de aprobare a bugetului Consiliului Județean, am avut o inițiativă, un amendament, prin care am cerut alocarea sumei de 100.000 de lei pentru un concurs de idei și soluții de arhitectură pentru realizarea unui mausoleu la cota 782 pe Vâlcu Hoșa. Era, de fapt, o idee pe care ne-a transmis-o colonelul Gheorghe Pavel, Dumnezeu să-l odihnească, un mare iubitor al istoriei și al acestor locuri, originar din Pârgărești, și care la exact în 100 de ani a luptelor care s-a dat pe Coșna, ne-a numărat idei, un memoriu în care erau cuprinse ideile privind realizarea acestui mausoleu. Spunea dânsul că Mărășul are un mausoleu, Mărășul are un mausoleu, Uituzul, unde s-au dat lucruri la fel de grele și la fel de importante și care au să defie înaintarea dușmanului, nu avea un astfel de mausoleu. Și credea în ideea aceasta că trebuie un monument care să cinstească eroia, memoria eroilor. Am preluat această idee, am adus-o în Consiliul Județean, din nefericire n-am reușit să convinc. Și aici îmi exprim ideea pozitivă față de asociația Unlimited Connection, care au fost mai convingători decât noi. Și au reușit să convingă executivul Consiliului Județean de necesitatea unui astfel de proiect și să facă pași înainte. Cel puțin, eu așa am citit din expunerea de motive, de toate materialele, inițiativa apare, aparține sub ordinea asociației Unlimited Connection. N-am văzut acolo nicio referire la un partid, la un grupare. Unlimited Connection s-a adresat primăriei Uituz, Unlimited Connection s-a adresat primăriei Dofteana. În fine, fiecare își alugă meritul pe care trebuie că n-are sau vrea să mai aibă sfârșitul capital. În expunerea de motive și în proiect se spune că ne asociem de principiu noi Consiliul Județean cu Primăria Dofteană, cu Primăria Consiliul Local Dofteană, cu Consiliul Local Dofteană, pentru găsirea celor mai bune soluții, celor mai bune idei de comemorare a lor, de marcare a evenimentelor care au avut loc prin frontului în primul război mondial. Și atunci am zis noi de la perfect. Venim noi pe soluție. Și noi propunem un amendament. Să se realizeze mausoleul pe Vâlcu Hoșna la cota 789. Loc mai potrivit decât acesta nu cred că există. E posibil și foarte probabil că ar vrea să votați împotrivă, să nu acceptați acest amendament. Eu vă asigur că atunci când vom avea majoritatea în Consiliul Județean, noi liberali vom face acest mausoleu. Pentru că acolo este locul lui. Istoria nu putem scrie. Istoria este aceeași. Știu că am fost și un comunist. Acolo era o preocupare permanentă de a scrie istoria. Așa sunt toți. Noi respectăm istoria așa cum este. De aceea, propunem să intre în această asociere și Comuna Pârgărești, pentru că este viitor, este vecină cu Comuna Uituz. Pe teritoriul Comunei Pârgărești se află Vâlcu Hoșna
și pentru teritoriul unui Poitus și să realizeze acest monument, să fie un unic monument, un mausoleu de genul care sunt la Mărășești și Mărăște și prin care să arătăm respectul față de noi, față de cei care stau jucătiri pentru ca noi să putem acum vorbi, să putem căuta soluții. Deci acesta este amendamentul grupului liberal. Monument realizat pe Băiatul Coșna la costa 789 și asocierea, intrarea la asociere și a Comunei Păgărești. Mulțumesc! Mulțumesc, de-a voi sunt intervenții. Eu nu știu. Da, doamna Păgărești. În cadrul Comisiei Juridice am observat că la articolul 1 se precizează despre acest monument, lipsește tocmai titulatura monumentului. Și atunci, în cadrul Comisiei Juridice, s-a făcut următorul amendament. După cuvântul monument, urmează intitulat România puternică și continuă fraza dedicat, da? Deci, staful tehnic al Consiliului Județean să însereze titulatura monumentului, pentru că noi ne-am sușit-o și, prin urmare, e păcat ca monumentul să nu aibă această... Doamna Consiliu, nu văd astăzi, dacă am spus că propunerea noastră este să se numească România puternică, nu cred că asta este motorul principal al acestui proiect. Este o asociere de principiu, va mai urma una la însoțită cu aprobarea bugetului. Până atunci, oricine va susține acest proiect sau nu va susține, este liber să propună o denumire mai bună decât România puternică. România puternică este o propunere pe care noi am făcut-o astăzi și ea poate fi sau nu. E bine să o lăsăm la dezbatere măcar o lună sau două sau până se aprobă bugetul. Dacă astăzi ne-am blocat în denumirea România puternică, sigur că putem schimba și peste două luni. Dar am omorât principiul dezbaterii pe care noi l-am învățat și chiar o credem. Noi n-am avut decât ne-am asumat inițiativa și ideea și strategia de a recupera raport cu alții aici, de peste munți. Asta ne-am asumat. În rest, cum se va chema proiectul, e liber să propună oricine din această sală sau din afara sălii. La fel cum dacă sunt ONG-uri care pot aduce realmente plus valoare acestui proiect, de ce să nu discutăm? Dar realmente, nu ca să facem un trenuleț cu vreo 30 de entități și la sfârșit să nu facem nimic. Și dacă domnul consilier Mălteanu denumește foarte clar cum se, ce își dorește la Părgărești, am înțeles mausoleu, cred că am înțeles bine. De ce nu? Dar îi atrag atenția, înainte de a propune mausoleu, să studieze foarte bine ce presupune construcția unui mausoleu, că s-ar putea să termine această generoasă idee înainte de a începe. Așa că, domnul consilier, eu vă sugerez să vă mai gândiți puțin. Noi susținem o inițiativă de acest gen, dar citiți, pregătiți-vă documentațiile și vedeți ce înseamnă construcția unui mausoleu și dacă ea mai este posibilă acum. Să nu cumva să îngropăm proiectul înainte de a începe. Și pentru colegii mei de la ALDE și de la PNL, potrivit noului cod administrativ, la ședințele Consiliului Județean pot participa senatori și deputați fără invitație, ședințele sunt publice. Poate o regulă de consimț este ca înaintea începerii ședinței sau o zi înainte să-și anunțe participarea. Deci nu era nevoie de o invitație din partea președintelui Consiliului Județean, pentru ca colegii dumneavoastră, senatori și deputați, dacă doreau să vină astăzi la această ședință și dumneavoastră informații în legătură cu acest proiect, poate dezbaterea era mai complexă și, prin urmare, puteau să participe nimeni, nu îi interzicea legea legea voi. Ședințele Consiliului Județean sunt publice. Mulțumesc, haideți să dăm cuvântul acum și domnilor primari, domnul primar Bujor, de pe rog. Da, bună ziua! În calitate de gazdă, vă spun, bine ați venit în localitatea noastră Dofteana.
Probabil o să vă faceți o impresie după ce plecați de aici de la noi. Avem o sală, așa cum vedeți dumneavoastră, spunem noi, încăpătoare, dar era bine dacă era și mai mare, pentru că, cum spunea domnul consilier de la PNL, era bine să vină și ceilalți parlamentari și alți invitați, dar ședințele sunt publice, numai nu mai aveam chiar mare lucru. Apreciez inițiativa consilierilor județieni, a Consiliului Local Oituz, Consiliul Local Dofteana, pentru faptul că și-au adus aminte, în sfârșit, că și la Dofteana s-au dus lupte și au fost zone de conflict, aici pe Valea Trotoșului. Am studiat în ultimele zile un pic din istorie și țelul celor de la Imperiul Austro-Ungar era să distrugă Valea Trotoșului, să distrugă Calea Ferată, să distrugă tunelul de la Târgovna, să distrugă tunelul de la Goioasă și așa mai departe, dar militarii români au ținut piept, începând de la granița Ghimeș-Făget, Valea Uzului, Muntele Mașcașu, Mândroaia de la noi, de la Dofteana, fundul Ciungetului, fundul Păcuriței, apoi Măgura și inclusiv Coșna, inclusiv Oituz și așa mai departe. La Dofteana, consilierii locali au fost informați, indiferent din culoarea lor politică, le-am adus la cunoștință și au salutat cu toții inițiativa noastră, nu numai a noastră, și a dumnealor, căci la Dofteana se va construi un monument, la Oituz un alt monument și tot aici la noi un muzeu cu componente din cele două războaie. Mulțumim frumos pentru faptul că ați avut inițiativă și ați fost de acord cu noi. Mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră, inclusiv celor care își vor da votul astăzi sau nu. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Domnul primar Bodea, de la Oituz. Bună ziua! Această inițiativă, în Comuna Oituz, se vorbește de foarte mult timp, de pe timpul domnului fost primar Osoroș. Eu am preluat-o din zbor, m-am tot plimbat prin comună, am identificat anumite locații. Când a venit această inițiativă, m-am bucurat foarte mult și am avut sprijinul consilierilor locali și, indiferent de coloratura politică viitoare, sper că această inițiativă să meargă înainte, nu numai să inițiem hotărât și să le lăsăm în statul ăsta. Eu promit, atâta timp cât sunt primarul Comunei Oituz, caut să aduc și fonduri din afara bugetului local, prin sponsorizări și știu eu, poate și găsim și alte modalități. Sper să se boteze în unanimitate și cu această ocazie vă doresc să aveți un sfârșit de an plăcut și un an plin de bucurii și de sănătate. Mulțumesc, doamne primar. Doamna deputată Andraș Ortan. Bună ziua, vă spun și eu. Sincer să fiu, eu nu mai simt nevoia să justific oportunitatea și necesitatea acestui proiect. Asta pentru că cei care au vorbit înaintea mea, din punct de vedere istoric, au argumentat foarte bine această necesitate. Dar eu personal nu consider că trebuie să mă justific într-un fel sau să mă justific faptul că prețuiesc și mă simt atare să onorez memoria eroilor României. De asemenea, îi rog pe colegii liberali să nu fie supărați că nu va veni dumneavoastră întâi această idee, să aveți această inițiativă. Și de asemenea, ultimul rugământ este aceea de a nu compromite acest demers din interese strict politicianiste. Vă rog și vă invit să veniți alături de noi în acest proiect, după cum o să vedeți, în condițiile în care și dumneavoastră veți avea inițiative care sunt sus de o doctrină politică, de un interes politic, o să găsiți în mine și în colegii mei de la PSD susținere și suport. Mulțumesc!
Nu, în ultimul rând, domnul deputat Șoba Lucian, invitatul nostru de astăzi. Da, bună ziua tuturor, repet urările făcute de antevorbitori în prilejul acestor zile. Dar, dincolo de asta, aș vrea să fac câteva precizări. Una din ele este că nu trebuie nimeni să ne întrebe de ce participăm la o ședință, chiar dacă stăm un pic mai sus, poate de fost bine să stăm dacă ne-ar fi permis spațiul pe același nivel. Dar avem calitatea de invitați pentru că politic am contribuit la susținerea acestui proiect. Este un proiect PSD, este un proiect care înainte de a fi pus pe masa deliberativului a fost evaluat suficient de bine și am făcut distinția între mausoleu și ceea ce trebuie să conțină un mausoleu, adică niște oase pe care ar trebui să le fi culese de pe front când construiești mausoleu, de exemplu, nu să le aduci în alte părți. Dar nu pot să nu observ, din păcate, în raport cu generozitatea unui astfel de proiect și de generalismul său, pentru că este o asociere de principiu, tendința colegilor liberali de a improviza în timpul ședinței, de a se pronunța de o manieră absolut politicianistă, fără nicio substanță, nici tehnică, nici științifică, nici legală, pentru că mă mai întreb de asemenea, care este susținerea legală privind amendamentul de a introduce în proiect asocierea cu o comună care habar n-are că o băgăm într-o asociere? Și cum își permite cineva să vorbească în numele unei comunități care nu este reprezentată? Pe de altă parte, aceste lucruri pot fi făcute în continuare. Să nu ne grăbim, să fim politicianiști doar de dragul înregistrărilor audio și video din această zi. Suntem într-o zi deosebită. Am pus pe masa celor trei consilii un proiect generos. L-am intitulat generic. În afară că ne-am asumat inițiativa, n-am avut pretenții de exclusivitate. Salut luarea de cuvânt a domnului Cumulescu, care, fără să se gândească mult, a precizat că îi atrage această idee. Totuși, suntem la începutul promovării unei idei. Atât. Nu suntem, iar această idee este legată de memoria altora care au murit. Păi au murit și noi acum ne certăm pe ideea unui proiect. Mie mi se pare că această experiență ar trebui să rămână de tristă amintire. Proactivitatea politicienilor mai mari sau mai mici din PSD s-a văzut, a avut ocazia să fie probată. Va veni momentul în acest an și la prezentarea raportului de activitate. Acest raport de activitate îl vom face noi PSD-iști, fiecare în legătură cu ceea ce am răspuns. Și invit, sigur, pe cei care astăzi dețin puterea la nivel de Guvernul României să se pregătească de a-și prezenta și rapoartele de activitate în termenele mai apropiate sau mai delungate când își vor încheia mandatele. Deocamdată nu pot să nu subliniez că dincolo de nevoia de infrastructură, de condiții sociale, de viață mai bună, de bani mai mulți, acest popor are nevoie și de demnitate. Iar demnitatea o construim, o întreținem și arătăm respect, cinstind memoria celor care au contribuit la ceva în această țară. Și nu a ne agăța de o manieră rușinos politicianistă, de o mică improvizație. Am bătut în cuie acest proiect. Vă mulțumesc. Da, și noi vă mulțumim. Domnul Teana Mangra și
Domnule deputat, asta nu este nicio improvizație. Doamna primar Iulișca Victoria a venit cu solicitarea de a fi inclusă în acest proiect. N-am mai putut să facă înscris acest demers, pentru că am aflat târziu de inițiativă. Asta este motivul, dar nu este nimic improvizat. Este o solicitare expresă a doamnei primar. Aseară târziu m-a sunat, mi-a spus așa, deranjată, ferită de faptul că se intenționează realizarea monumentului fără a fi inclusi pe treci. Domnul consilier, în primul rând, dacă vreți să deveniți, aveți un plan de carieră ca criminolog, n-aveți de credit. Eu v-am făcut un serviciu atrăgându-vă atenția că trebuie să aprofundați puțin cum se denumește acest proiect, pe care vă invităm să-l scrieți, să-l inițieze doamna primar, să găsiți același ONG sau alt ONG și vă promitem că îl susținem. Îl susținem, indiferent cum îl veți denumi. Dar aveți grijă ce vă doriți să faceți, chiar să nu se întâmple. Eu nu v-am spus că ați început greșit intervenția de stat. Nu v-am spus să plecați capetele pentru inițiative de acest gen. Eu am zis toată clasa politică, inclusiv noi ăștia care ne-am asumat această inițiativă acum. Da, nu putem în fața unei asocieri la nivelul municipiului Bacău între o companie privată și un ONG să spunem noi politicieni că nu știu ce și nu știu cum. Ați condus primăria vreo 12 ani, Bacău noi vreo 3 ani. N-am catadixit niciunii, n-am avut ideea să construim un monument de for public. Nu ar fi mai bine să tăcem? Apel pe care l-am făcut în luna septembrie. Ar fi bine politicienii să tacă, pentru că în 30 de ani n-au avut nici ideea, nici n-au găsit resurse, nici terenul să facă un monument ca România viitoare în municipiul Bacău. Dar asta nu înseamnă că nu putem să ne inspirăm și puterea exemplului nu trebuie urmată. Și am dezbătut vreo două, trei luni, cum să se numească, teren, monument, muzeu al războiului, mausoleu. E generos să faci mausoleu, dar vedeți dacă și puteți face. Și vă promitem de acum că vă susținem proiectul. Nu amestecați în această inițiativă pe care, și această idee. Nu amestecați ceea ce vreți dumneavoastră acum pompieristic să salvați. Încercați să faceți efortul, sau îndrăzniți să faceți efortul să susțineți acest proiect. Îmbunătățiți-l. Aveți libertatea să propuneți o altă denumire. Nu am pretins, cum spunea și domnul Jova, exclusivitate pe acest proiect, dar oameni buni. Dacă nu acum, atunci când? Și dacă nu la Dofteana sau pe această râșie de vest a județului Bacău, atunci unde? Întotdeauna. Ba e prea târziu, ba e nu știu cum. Totuși, oameni, nu suntem în campanie electorală. E 30 noiembrie, e ziua Sfântului Andrei. N-am făcut-o în sala prefecturii, am venit aici între oameni. Care e problema? Ce deranjează așa mult? Raport de activitate, vom avea și raport de activitate, liniștiți-vă. Pentru că noi înțelegem bine, când oamenii au dat putere în 2016, am recunoscut și ne-am asumat. Când am intrat în opoziție, am recunoscut și am asumat. Dar asta nu înseamnă că n-avem ce spune la oameni, ce am făcut. E liber oricine să-și prezinte orice raport oriunde, dar trebuie să fie atent. Că după 16 de ani de Parlament doar să spui de legea calului e complicat. O să ajungem și la dezbatere politice, că mie nu-mi displace nici nu punct de dezbatere politice. Dar deocamdată rostul și motivul prezenței noastre aici este de a pune altfel problema în această zonă de vest a județului cu vecinii de peste munți. Altfel. Și v-am spus foarte clar. Construim monumente cu hotărâri de construcție local și județene perfect legale, cu autorizații de construcție perfect legale, nu pe terenuri litigioase, abordăm o strategie pe care nu e rușine să o denumesc tip Bogdan Aurescu. Tip Bogdan Aurescu, da. Uite, un pesimist îndrăznește să spună că ministrul guvernului Bogdan Aurescu a făcut o strategie corectă pe recuperarea
platforme continentale de Marea Neagră. Aceea este strategia. Nu meeting-uri în campanie electorală și autorizații mai mult sau mai puțin legale. Dacă vom înțelege ceva din aceste exemple, vom merge înainte și vom avea și victorie. Așa că, cum a încheiat profesorul Socanu la inaugurarea României Biruitoare, trăiască România Biruitoare, trăiască și România Puternică. Dacă aveți o propunere mai bună decât România Puternică, vă spunem de că acum că o vom susține. Vă mulțumesc! Domnul Mihai, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua a tuturor, consilier județeni, consilier local, domnul primar, invitați. În primul rând, aș vrea să mă alătur antevorbitorul meu și să adresez un călduros la mulți ani sărbătorii celor de astăzi. Și aș vrea să vă menționez că punctul de vedere al grupului liberal a fost stabilit și noi intenționam să iau cuvântul. Am făcut totuși pentru a pune lucrurile un pic la punct, zic eu. Nu contest dreptul invitațiilor de a fi astăzi prezenți în mijlocul nostru, chiar îi salutăm prezența lor, dar de aici până ne trage de urechi în plenul unei consilii, unei ședințe de Consiliul Județean, ar trebui să fie care lungă. Din păcate, asta pare că invitații vorbesc mai mult decât consilieri județeni, în plenul Consiliului Județean, și mai mult fac și niște apreciere care zic că nu sunt mai multă vorbă. Cuvântul ăsta politicianist. Eu zic că ar trebui să fiți un pic mai rezervați când îl folosiți, mai ales că de acest lucru ați putea fi acuzat dumneavoastră. Și vă amintesc, domnul președinte, că am avut o inițiativă, un proiect vis-a-vis de sărbătorirea 150 de ani de activitate a Colegiului Ferdinand Grăbi. Un proiect în care, dacă Consiliul Județean s-ar fi implicat, cred că ne-ar fi făcut cinste. L-am inițiat și l-ați votat împotrivă fără nicio motivație serioasă. Ce fel de vot a fost ăla? Nu politicianist? Deci aveți foarte mare grijă când folosiți acest cuvânt, mai ales că sunteți, în primul rând, ați putea fi dumneavoastră acuzat de celălalt lucru. Revenim la proiectul pe care discutăm, să fie clar, nu suntem împotriva acestei inițiative, chiar că e lăudată. Noi, așa cum a mai spus și colegul Cezar Volteanu, am înțeles că este inițiativa celui nou indirect, care a devenit celebru și pe care îl felicităm pentru proiectul realizat în Parcul Catedral, România Biruitoare. Nu suntem împotriva, repet, am venit cu un amendament. Un amendament, zic eu, foarte justificat. Și v-aș ruga să supuneți la vot amendamentul nostru. Mulțumim! Domnul Mihai, mi-amintesc când ați venit cu această inițiativă, dar Consiliul Județean și dumneavoastră știți foarte bine că trebuie să respecte cu proiect. Da, e vorba de semnați venit cu proiect. E vorba. Proiectul care ați venit dumneavoastră, noi avem cadrul legal. Este vorba de legea 350 și dacă nu se merge pe asociere, iar și este cadrul legal, în ce condiții putem face asociere sau parteneriat. Clar. Deci dacă era legal, intra în... Deci bănuiesc că am fost pe 350, un concurs de proiecte. Adică scrieți, veniți și... Apropo, nu știu că ați votat în motiv. Nu. Ați venit cu un amendament, ce-a fost la amendamentul votat în motiv. La care toți consilierii prezidenti au votat în motiv. Despre ce vorbim? Hai să nu modera pe urmă. Da, dar și-ai pus cu o zi două. Domnul Mihai, domnul Mihai, a zis că nu e subiectul ăsta, deci am prezentat. Ați făcut o paranteză, dar nu este justificat. Există cadrul legal în care dumneavoastră puteți să faceți. Puteți să veniți cu un proiect cu două zile înainte de eveniment, în care să solicitați, nu există așa ceva. Mi-aduc aminte că ați venit cu două zile înainte de eveniment, sau cu trei zile. Deci nu se poate așa ceva. Doar dacă mai sunt intervenții pe acest punct al ordinii de zi, că vă rog, facem aici un lanț al amintirii. Dacă așa vreți. Domnul Brăneanu, vă rog. Doamne președinte, stimați colegi, haideți, vă arăt
în memoria și în fața celor care au vorbit pe dialogurile astea atâtea mii de oameni și încă sângele lor și acum strigă la noi. Haideți să fim uniți, haideți să acum să vă vedem dovadă că suntem români adevărați și putem să fim uniți pe proiecte care ne leagă și care ne leagă în istoria noastră. Nu putem să facem dezbatere chiar și pe o chestiune asta care e foarte importantă pentru plus. Lăsăm și noi, cei de astăzi, ceva în urma noastră, în memoria celor care, într-adevăr, au apărat această țară. Când eu îi punem întrebarea, chiar au apărat-o degeaba, ca noi să începem chiar și pe lucruri de astea. Eu vă rog tare mult, hai să dăm dovadă de unitate. Barem însă de sărbătoare, barem astăzi când Apostolul Andrei a creștinat acest neam, a început să creștină în acest neam. Vă rog tare mult, putem face acest lucru, putem dovedi că suntem bari la astfel de proiecte, suntem români adevărați și simțim românești. Vă mulțumesc tare mult! Domnul Șoba, președintele Comisiei de Cultură, vă rog. Aștept un microfon. Dar lăsați spus să vorbesc fără lucru. Nu, da, 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 nu, da. Bună ziua! Numele meu este Sfânt Jova, sunt consilier independent. Observ cu mare plăcere până la un moment dat o dezbatere istorică și o groază de date și o lecție istorică pentru noi toți din partea tuturor. Este anul acasă și o să rog părintele liberal să retragă aceste propunere, amendamente la aceste propunere. Pentru că nu o susțin. Eu nu sunt partid politic, sunt independent de legea. De aceea, în spatele meu sunt niște voturi și niște oameni care m-au dat girul. Dar este incorrect. Timp să avem o dezbatere de aproape o oră și jumătate, de fapt să spunem toți același lucru, să votăm toți același lucru, să avem consens, de aceea aș ruga colegii de la liberal să spună să acest amendament să rămână pentru o altă ședință în care, în loc să vină justificat și să vină cu o propunere fundamentală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șoba. Deci, asta era și trebuie să veniți cu un proiect separat, în cunoștință de cauză, cu reprezentanții autorității în speță de doamna primar. Nu așa pe genunchi cu acest. Și consilierii locali, sigur. Asumăm public că o susținem. Deci, susținem asemenea inițiativă, dar pare rău. Domnul consilier, că trebuie să spun 150 de ani la fel de anumit. Nu e cazul să mă bag eu. Dar totuși să știți că asemenea proiecte, sărbătorirea 150 de ani, sunt predictibile. Adică știați că cu 2 ani înainte se vor împlini 150 de ani. Sau un an înainte. Este fix proiect de ordonanță 350, nu de asociere. Dacă sensizați diferențele, dacă nu sensizați, ajungem în altă parte. Asocierile sunt la evenimente mai greu predictibile. Știați un an înainte că o să fac 150 de ani. Nu mai spun că puteți să știți mai demult. Nu veniți cu propuneri care nu și-ar lua în urmă la peste negalitate. Credeți, dar credeți de genul. În care știți dinainte că nu va trece. Știați foarte bine că n-aveți cum cu 3 zile înainte. Da, o propunere. Dacă domnul se răbunea cu proțelul domnul, o propoziție atât. Știam că am un senator. Am așteptat ca și Consiliul Județean să se implice. Am observat că în ultimele 2 săptămâni nu i-are nicio implicare, evenimentul urma să se desfășoare și de atunci, pe ultima sută am vrut să salvez urmarea Consiliului Județean. Sigur că efectul politicianist a fost bun. E integrat pe ultima sută de metri, nu știu. Am primit atestele de calitate. Dacă mai sunt intervenții pe acest punct al oamenii de zis, să nu trebuie, rog, să păstrăm, dacă mai sunt. Dacă nu, vă supun la vot. Am discutat că nu are temei legale. Și rămâne pentru că o supun la vot. Amendamentul că nu este legal din partea domnului Șoba. Dacă în acest moment se votează și majoritatea amendamentul va fi alături de proiect și va trece, iar după studiile care veți face și documentația care veți spune la acest lucru, nu va avea legalitate fundându-l proiectul sau nu?
Dacă să dacă amendamentul dumneavoastră va fi votat și va merge până în acest proiect, iar dumneavoastră ulterior să depuneți documentele necesare pentru a merge în consens și comuna Bărgărești și documentele care le-ați adus nu vor fi convingătoare, vă pun tot proiectul. Se va pierde proiectul. Vom pierde proiectul. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Vă rog, cine este pentru? Avem o proiectare de zi, l-am supus dezbatere. Cine este pentru în forma prezentată astăzi? Fără amendament. Sigur. Se votează fără amendament, da. Explicați procedura pe numai. De ce nu puteți la amendament? Nu e la amendament. Cine a fost la amendament? Vă rog. Cine este pentru? Care este pentru? Noi avem un proiect de amendament. Sunt două turnuri, nu mai ajutăm așa. Sunt două variante. Aveți un proiect la ordine de zi și un proiect de amendament. Se supun la poșare de nu, domnul. Aveți un proiect la ordine de zi. Un. Și al doilea, un proiect de amendamentul dumneavoastră. Asta trebuie să puse la voie. Nu, domnul. Aici nu vă spun cei care mă trebuie să știți ce am spus. Domnul Itica, avem un proiect la ordine de zi pe care l-am spus. Dumneavoastră avem un amendament. Apropo ceea ce noi am venit în ședința Consiliului Județean și l-am dezbătut aici. Și doi, amendamentul dumneavoastră. E foarte legal. Vă rog, cine este pentru? Pentru aprobarea proiectului de hotărâre, asocierea de principiu, județ Bacău, comuna Dofteama, comuna Itus și asociația Unlimited în vederea realizării unui complex monumental dedicat războiului de întregire a României. Fără amendament. În forma prezentă. Vă rog. Secretarul tehnic la Consiliul Județean numărați 23. La Consiliul Județean, la Consiliul Local de Opteana? Da, la Consiliul Local de Opteana. Dacă e cineva în propriu, că nu-mi vorbim. Dacă e cineva în propriu. Deci, în unanimitate la Opteana, la Uitus? Și la Uitus, toată lumea pe Uitus, 11 și o abținere sau împotrivă? O abținere. O abținere. 11 voturi și abținere. Și Sandu, la abținere indică, două abținere. Și 10 voturi. De 10 și 2 abține la Uitus, da? Acum, proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de domnul Oltean. Am încercat să precizăm abținere și împotrivă. Da, vă simt. Așa, ce e împotriva proiectului? Abținere. Zece abținere. Acum trecem la proiectul până la amendamentul făcut de domnul Montean. Cine este pentru forma prezentată cu amendamentul de către domnul Montean? Zece voturi. Numai împotrivă? Împotrivă? Abține? Abține, da? Abține. De 10, exact. 23, abține. La domnă secretară. La doctorul. Am doi mai mult și cușneția mai mult. A trebuit, dar... Nu, dar e greșit. Da, da. Corect. Părgărești că a trebuit, da. Așa este. 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 Aș
domnul Șova v-a spus, dacă n-ați înțeles, domnul Sorin Șova v-a spus că nu puteți amesteca aceste proiecte. Fiecare vor fi două proiecte pe care v-am spus de care unul a trecut, unul urmează să-l susținem, dar fiecare va merge din viteza lui. Pentru că ideea de a face un mauzoliu e extrem de generoasă. Dar și realizarea lui e foarte complicată. Mai ales la 400 de ani când au venit acei oameni. Vă mulțumesc. Așa că vă așteptăm cu acest proiect, vă spun de pe acum că votăm și vedem când va fi finalizat. Acest punct comun s-a încheiat, noi să mergem mai departe, nu înainte de a mulțumi invitațiilor, nu înainte de a mulțumi domnilor primari, domnului primar Bujor de Adofteana pentru găzduire și pentru ospitalitate, și Consiliul Județean își continuă ședința după ce cele două consilii locale pot să se retragă.